Locuitorii municipiului Hunedoara sunt așteptați duminică 9 aprilie, începând cu ora 11:30 în Parcul Libertății din centrul vechi al orașului, pentru a lua parte la tradiționala cruce de flori. Ca în fiecare an și de data aceasta, în duminica de flori, după slujba religioasă, autoritățile locale din municipiul de pe Cerna invită pe locuitori să vină cu câte o floare pentru a marca așa cum se cuvine această sărbătoare. Prima ediție a manifestării Crucea de Flori a fost organizată la Hunedoara în anul 2002 de artistul plastic Constantin Zgâmbău. De atunci, manifestarea unică în țară este organizată anual de Primăria Hunedoara și este menită să marcheze Sărbătoarea Floriilor. Și în această duminică de florii, începând cu ora 11:30, hunedorenii sunt așteptați să pună câte o floare pe cele două pânze albe de mari dimensiuni puse în cruce. Sunt încurajați să participe, în special copiii, iar persoanele care nu își pot permite să cumpere flori vor avea la dispoziție, ca în fiecare an, flori gratuite oferite de primărie.